Salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou episod din o zi din viața unui admin. Am vrut să filmez cu Mihăiță, dar e destul de târziu, de RF este AFK și na. Mai bine băgăm un episod din o zi din viața unui admin și mâine apare episod cu Mihăiță din Paleto, Mihăiță talent numărul 1, aproape numărul 2. Așa că hai să dăm drumul la episod și să luăm primul ticket. Suntem buni. Salut, mă auzi? Da? 4-1-1 și avem un face cancer. Ia, ne-a luat pe toți în bord la TVR și mai multe. 4-1-1 cât? 4-1-1-7-1. Ok, mersi. Salut. Mersi, să vedem, mă. 4-1-1-7-1. 4-1-1-7-1? Da. Da. Nu mai e pe server. Ah, cred că a ieșit de acum, recent. Da. Hai. Așa. Salut, te ascult. Băi. Alo. Salut. Ăsta, ce veniți mă aici? Ce plecați? Te ascult, prieten. Salut. Hai, salut. Băieții, plecați, că eu am venit la admin pentru băiatul ăsta. Nu veniți aici, vă rog eu frumos. Scuze. Spune. Salut frate, uite, acum să zic 20 de minute am intrat pe server, am strâns o bani, mi-am cumpărat o mașină și a picat serverul, ce s-a întâmplat, nu știu, că ne-a dat pe toți afară. Și nu am nici mașina în garaj și nici banii nu-i mai am. Ce mașină cumpărați? Mercedes-ul ăla la 6500. A făcut vreo poză ceva când l-ai luat? Îți dai seama că gen, am apăsat enter, l-am cumpărat și ne-a dat pe toți afară după server. Eu fără nicio dovadă nu pot să cred pe cuvânt, îți dai seama. Frate, dar gen a fost chestie de 30 de secunde când să fac poza, adică mă gândeam, bă, îmi dă crash și nu-mi dă mașina. Da, nu știu cum să te ajut, din păcate. O, m-a și dat, uite, fără încălțăminte, fără... Am înțeles, dar nu am cum să te ajut, pentru că nu știu, garantat e doar cuvântul tău și atâta. Am înțeles. Că ai cumpărat mașina. Am încercat, ok. Okay, te... Și a mai fost unul mai devreme pe aici, a făcut troll maxim, a intrat cu mașina în tot. Da. Ok, okay. Te pup. N-am cum, mă, să ajut, că așa toată lumea poate să vină după aia la mine să-mi zică, bă, am cumpărat mașina aia și uite că nu mai am acum, că mi-a dispărut în garaj. Ca să ștergești toate mașinile. Toate mașinile vor fi șterse în 3 minute. Că sunt multe mașini abandonate. Sunt foarte multe mașini abandonate și na. Anorc. Salut. Și un băiat care a făcut VDM și tu RDM. ID? Se vede pe filmare. Atunci postează-l pe reclamații. Okay. Care a făcut se numește RDM. E parcă 31136, dacă nu mă înșel. Ok. Nu știu dacă a ieșit după să. Dar oricum. Dați-mi și mie un leu, băieți, vă rog eu frumos. N-am pus. Nu știu, 1136 nu e pe server în momentul ăsta. Da, dacă are filmare oricum, o să-l posteze și să se ocupe băieții de reclamații. Da? Acum se spune IT-ul lui. M-a întrebat IEB-ul 2020. Ah, mă gândeam că zici de ăla, de boschitarul care-i călca lumea. Ce idee? Imediat. La boschitarul la care călca lumea e dat bani? Nu, că nu e pe server. Ah, 4171, ca să știi. Uh-huh. Imediat stai puțin, te rog, că... 21906. Ok. Mulțumesc. Alo. Anoroc, mă auzi? Anoroc. Întreb lumea de euro 20 sau ce faci? Poftim? Mai devreme l-ai întrebat pe unul de euro 20. Sunt nou, frate, pe server, nu știu de astea. Păi citește regulamentul, frate, în prima oară și după aia te joci. Că dacă te uiți în dreapta sus, suntem în anul 2002, nu suntem în 2021. Bine, frate. E ceva de râs sau ce e amuzant? Da, nu râd.
Păi eu văd că am răspuns la așa, la mișto și cu zâmbetul pe buze. Citește regulamentul, da? Da. Baftă. Da. Nu-mi plac ăștia care vorbesc așa în râs, știi? Că asta înseamnă că nu-l interesează ce am zis eu. Și că nu se poate de seama. Dacă vă luați la bătaie la bancă, vă dau bani, să știi, boschetar și restul. Nu mă iau. I-am zis să-i dea drumul de aici, căci. Așa. Da. Ce că hacker. Da? Salut. Te ascult. M-am teleportat aici și am murit. Poate ai avut lag, cine știe. Da, și am și mult bani la mine, poți să-mi dai revive, te rog? Nu. Nu pot să dau revive. Din păcate. Asta este. Am ce fac. Hackerul nu poate da teleport așa oricui vrea el. Cine știe cum a murit. A rămas blocat la tunic. Da? Salut, am rămas blocat aici, nu mai pot să fac nimic. Slash DV nu merge? Mersi. Cu plăcere. Ca să ștergem mașinile că au trecut alea 3 minute. Mașinile au fost șterse și cam mai ar fi. Balamuc. Bun. Am întrebat așa ce mic. Da? Ăsta nu vorbește, nu face nimic. Intrase la mine mașina mai devreme. Salut, mă auzi? Domnul Boschet. Intrase fără să chem. Nu știu ce face. Alo? Ia să cacă. 5-6-6-6-2. E clar. 5-6-6-6-2. Repară-ți microfonul. I-am dat chic. Te pup, ceau. Ok, salut. Ceau. Salut. Salut, te ascult. Am și eu o întrebare. Cum aplic într-o facțiune gen? Se aplică pe Discord? Pe sau Discord, da. Ok, mersi, salut. Te pup, ceau. Te ascult. Salut, am și eu o întrebare, dacă se poate. Zi. La acum, la asta cu mafia, la recrutări, eu trebuie să știu definițiile sau să dau exemple? Că exemple sunt astea. Și definiții și exemple. Am înțeles, să văd și definiții. Bun, mersi mult de tot. Și situații de roleplay și mai multe. Da, asta le știu, ok, mersi okay, mult. Te pup, ceau. Mă, nu ți-am spus că nu-ți dau revive, de ce sunt din nou? Păi, dar n-am nicio fină, m-am teleportat de ampule aici. Păi eu doar să știu cum te-ai teleportat sau ce-ai făcut tu aici. Păi, hackerul nu poate să-ți dea teleport la el, să știi. Și nici să-ți dea teleport în altă direcție. Dacă era... N-am ce să-ți fac, frate. N-ai cum să ajungi de la banca aici random așa. Hackerul nu poate să-ți dea teleport. Ah, 4 de 5, 4, 8. Da. Îl ducem la secție aici. Am un problemă, ia să vedem. Da? A, salut! Salut, te ascult. La texturi, nu știu ce e cu ele. Știi cumva? Dispar texturile? Da. Apasă Escape, te duci la Settings, după aia la Graphics. Și ai acolo o setare cu, stai că zic imediat. Settings, graphics. Extended texture budget. Extended texture budget. Și îl dai pe la mijloc sau la maxim, cum vrei tu, ca să nu mai dispară texturile. Gata, e ok, mersi. Ok, te pup, ceau. Domnul Boschetar, m-auziți? Alo?
Alo. Mă auzi? Da, te aud. Du-te și tu la magazin și îmbracă-te, te rog, e gratuit. Păi tai, că acum făceam test. Ok. Te ascult. Spune. Mă auzi? Da, frate, te aud, zi. Gen, ai făcut un episod cu Mihăiță? What the fuck, mi-a dispărut ăsta. Alo? Ce morți te faci? Ai intrat înapoi în mașină sau unde ești? A, cred că și-a luat crești, băiatul. Hai să dau de vie la mașină măcar. Nu mergi mai coxat. Când sun la admin, te-a jucat frumos să stai și tu pe loc cu aia, ca să nu mă prind după tine. Serios, chiar am stat acolo, că am mai făcut unul înainte și chiar am stat vreo 5-6 minute okay, și am zis că poate n-ai reușit. Am vrut să te întreb, la motorul ăsta, roata de spate tot face, ca și cum are 8, știi? Nu știu că ai văzut. Așa e textura, nu ți-i văc. Ah, ok. Că nu poți să-i modific să nu mai fie 8. Da. Și am vrut să mai întreb, la sesiuni de tuning, pot să vin, de exemplu, dacă am două mașini care trebuie tunate sau trebuie să vin cu fiecare pe rând la o sesiune? Nu, poți să vii și cu 10 mașini dacă vrei. Și da, trebuie să mai mult la rând, așa, nu? Păi de fiecare dată când vii cu mașina, aștept la rând și aia e. Dar oricum, da, când faci sesiuni de tuning, așteptăm până nu mai e nicio persoană care mai are ceva de tunat. Ah, ok, că la asta de-a fost acum lipsă și de aia. Bine, mersi mult. Bine, mă, te pup, ce-am. Succes. Salut, imediat îți dau teleport. 9585. Îi mai spanează pe ăștia lângă biserica asta aici, că era înainte. Am zis că imediat îți dau teleport în oraș. 9585. Ăștia care au skin de... Îți mulțumesc, mă. De pocăit. Îi spawnează la ăla vechi când au intrat și n-au luat testul acum multe luni sau un an de zile sau ceva. Gata. Ce-a făcut ăsta? Te pup, ceau. E spawnează acolo și... Na. E spawnul vechi cum ar veni de când am pornit serverul, să zic așa. Și cam asta este frumusiția. Da, și mie mi se... Vedeți că mi se încarcă greu texturile. Când îmi dau teleport la cineva, durează puțin până mi se încarcă textura străzii și mă bagă în pământ cum ar veni. Cad prin mapă. Pentru că e jocul instalat pe hard și se încarcă greu texturile. Că pe SSD n-au reușit să fac să meargă cu GTA-ul, pentru că, na, v-am explicat problema, n-am chef să mai explic din nou. Dar, na. Filmăm și noi cum putem momentan. Aștept să iasă seria nouă de Ryzen, frate, ca să schimb calculatorul. Ca să schimb RAM-i, placa de bază, procesor. Ce e? Că placa video, sincer, n-are nici cel mai mic sens să o schimb în momentul ăsta, că sunt extrem de mega scumpe și nici nu vă recomand. Dacă vă faceți un PC... Mai bine cumpărați la una, a doua placă video ca să o luați la un preț mai bun. Că sunt prețurile umflate maxim rău de tot. Și eu să schimb placa video oricum, nu vreau să o schimb pentru că am 2080 Ti, RTX 2080 Ti și merge bombă. N-am probleme cu ea. Doar că aș vrea să-mi iau un alt procesor și RAM și astea și na. Când o să iasă seria nouă de Ryzen o să fie cu DDR5. Și asta aștept. Salut, te ascult. O întrebare. Prima este, nu se pot confisca organele? De la poliția se confiște organele? Da. Ba da. Păi am avut mai devreme o chestie și nici eu și nici un coleg de-al meu nu puteam să îi confiscăm. Adică noi dădeam confisc obiectele. Nu se întâmpla nimic. Și o să mai am înțeles, verific sau... Dar voi ce faceți aici? Vorbim. Nu. No, ok, o să mai verific o dată să văd, dar eu știu că le-am pus să poată fi confiscate. Da, mi-a mai zis cineva din poliție că tot așa, că dacă vor să le ia, trebuie să Sanchi să-i pună, să le arunce, să le dea lor, să... Ok, da. Altceva? Mi-a spus cineva că n-am permis și eu mie mi-a părut inventar că am permis. Am văzut că e și cu ăsta de chestor, mă gândeam că poate pot să verifici. Bine, puteam să mă duc la poliție. Ai permis, da. A, felicitări pentru permis. Ai permis. Da, felicitări. Okay. Mulțumesc. Permis. A, da, mersi mult tot, mersi frumos. Thank you. Hai că mă duc la alt ticket, v-am pupat. Pa. Alo?
Am o întrebare. Ai în plan să faci un event sau dacă știi când se va face următorul event? Astăzi nu. Bă, poate face mâine, poi mâine, vom vedea. Am înțeles. Ok. Salut. Te pup, ceau. Nu facem un event astăzi, că oricum e târziu. E deja 12 fără un pic. Hai că e bine dacă e. Ok. Când mai sună careva la admin, revin imediat. Și ăsta a murit aici cumva. 9585. Ai tu grijă pe unde stai, bosulică, că te calcă ăștia cu mașina, ai auzit? Da, 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 am auzit. Treci pe margine, că te calcă și ăsta. Salut, te ascult. Salut, Epic. Zi. Uite, voiam să donez la tine pentru chimist cei 25 de euro și mi-a scris că am PC-urile blocate, dacă mai verde mi le deblochează sau da, ceva. Da, trebuie să le dai lor e-mail cu pozele etichetelor de pe safe card și cu buletinul tău sau ceva de genul ca să ți le deblocheze. Dar se rezolvă. Și cu buletinul? Mi se pare că da, trebuie să vezi acolo pe pagina lor că ți apare ce-ți cere. Ok, mulțumesc, că asta am vrut să te întreb. Ok, te pup, ceau. E vreo problemă? Ceau. Cu ce problemă? Nu știu, că mi erau căștile la încărcat și am văzut că ai apărut și am scris. Nu, am sunat băiatul, nu, n-ai te-a putut. Ok. Te pup, ceau. Ok, revin. Salut, te ascult. Salut, ea mi-a dat crash atunci. Gen, da, ai pus un episod cu Mihaiță. Așa. Și cât ai o muzică de-a lui, am uitat cum... Păi ai cântat o muzică, Adrian? Da, muzica era, da. Așa. Și era cu 9 ani în urmă, asta este că era prin 2011-2012. Așa. Și gen, eu tot am atras cont la chestia asta și am pus azi o muzică de-a lui Florin Salam, care e cu 12 ani în urmă, cred. Și un băiat a zis cu o să apară pe ziar, gen. Cu 12 ani în urmă, adică din ce an? Din 2012 sau 13, cred. Păi și ce melodie a cântat atunci, că nu înțeleg. Mor de ochii tăi, cred, da, aia lui... Cum e? Știi că nu stai cu aia, bă, că mi-e și cu... Stai că acum ți-o zic că o am la istoric. Eu nu mi-am uitat să fie cântat melodii de-astea din viitor, gen așa, de apropiate. Și... Da, nu știu. Filmezi ca să știu să ți-o pun. Păi nu, doar spunem câteva versuri, că mi-am uitat. Minune, ce văd ochii mei. Pe ce văd ochii mei e veche, bosulică. Da, da, pe YouTube e cu 8 ani în urmă. Păi nu contează, știi? Pe YouTube, eu m-am uitat pe Wikipedia. Aha. De când e lansată. Okay. Stai două secunde, okay. Stai un pic, stai aici. Stai, mă, șap, ce dracu, mă? Adrian Minune, ce văd ochii mei. Dacă vedeți aici, ia uite. 2002 Wikipedia, eu așa-mi caut. Ce văd ochii mei Wikipedia? Să vedem din ce an e. Ce văd ochii mei? Ia uite, 2002. Vedeți? Eu așa fac, eu nu caut pe YouTube să văd cât de veche e. Eu caut pe Wikipedia ca să nu fac ceva să fie tu mai în viitor. Am pus și pe filmare să te uiți la episodul de apare mâine, cum ar veni. Aha, eu okay. Caut pe Wikipedia și e din 2002. Da, da, mai am gen o muzică de asta care am pus-o eu, știi? Și băiatul zic că îmi face post. Da. Gen pe Wikipedia, adică pe acolo când a fost lansată, scrie că e din 2019, dar gen e pe YouTube, păi cu da. 9 ani în urmă, cam așa. Da, nu știu, habar n-am. Ok, mersi mult. Bine, te pup, ceau. Te pup. Când mai puneți melodii și de-astea, uitați-vă și voi, mă, frate, nu vă uitați pe YouTube când a fost postată. Pentru că dacă ai intrăm pe YouTube, deci... Bine, să mă duc în altă parte, că asta orele dă n-are treabă. Mergem aici. Deci, asta de-o cântam eu. Ce văd ochii mei? Văd numai femei, văd numai femei. Vă aduceți aminte, da? Dacă ne uităm pe YouTube, Adrian, minune ce văd ochii mei. Asta pare că e postat acum 8 ani. Deci, na, pe YouTube sunt postate, poate să fie și ieri postat. Asta nu înseamnă că e melodie nouă. E melodie extrem de veche din 2002. Și am mai cântat pe aici melodii de-astea. 2001, 2002, așa sunt zilele mele și chestii de genul cu Mihăiță și astea. Dar mă uit întotdeauna să văd exact când a fost lansată melodia, ca să nu o dau,
Tot dau cu bâta în baltă cum ar veni, știi? Salut, te ascult. Salut, mă auzi? Te aud, da. Așa, am și eu o problemă. De câte ori intru pe server, mă dă așa, cu jumate de corp, adică cu fața neagră, cu corpul normal și cu părul în diferite culori. Tu așa e acum, fața neagră și păr verde și de-alea? Da. Eu te văd normal, bosule, că ai blugi negri cu un tricou gri închis așa, părul negru cu barbă. Păi da, așa, așa sunt, doar că mie îmi arată cam fața neagră acum și părul mov. E de la tine, nu ți s-au încărcat texturile, probabil. A, e de la dar mine, eu te văd, că... eu te văd normal, ești perfect normal. Am înțeles. Ai și niște tenis tot așa maro închis ceva. Da, 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 așa, așa mi-a făcut da. Skin mai devreme. Nu ți se schimbă nici păr, ai părul negru cu barbă, cu ochelari, e normal. Frate, da, da, da. După aia am și eu întrebare dacă se poate. Nici o problemă, te pup. Am crezut că e o problemă de la server. Mersi, te pup. Legat de aplicații, am văzut că nu prea sunt deschise și ăștia, când mă mai joc eu, nu prea sunt polițiști în oraș, nu știu, medicii e maxim unul. Știi cumva cam când deschideți aplicațiile sau ai... Când se deschid aplicațiile, o să vezi pe anunțuri. N-am înțeles, zi odată că nu... Se vede pe anunțuri când sunt aplicații deschise. Am înțeles, am crezut că e în curând și de asta și... Ok, mersi frumos. Da? Uite, ăsta e să schimb. Ascult. Mi se tot schimbă culoarea la păr când merg să faci vreo... Du-te și tu la frizerie, la foarfeca aia de acolo, îți faci părul de acolo și nu o să se mai schimbe. Și la haine la fel. Aveam, la... de exemplu, papuși negri și pantaloni gri. Nu, pantalonii ai albi, ai un palton gri deschis pe tine și pantaloni și pantofii ai mocasin maro. Da, și da, cu cravat. Asta era problema, că erau pantaloni gri și mocasini erau negri. Nu sunt negri mocasini, sunt maro. Am înțeles. Iar pantalonii sunt albi. Da, da, zic când mi-am făcut eu caracterul. Mhm. Ok. Bine, mersi mult. Te pup, ceau. Dă-i și tu DV, te rog. Păi nu merge. O împingi cu shift E și după aia delete. Slash DV. Ăla e. Uite cum mergi, mai devreme n-am mers. Ok, te pup, ceau. Despre Windows. Dar n-am apucat să-l iau pe ăla. Nici pe ăsta. Da, eu am sunat. Ah, ok, te ascult. Nu, nu, pentru DV, da. Ah, ok, bine, te pup, ceau. Da? Ăștia de aici, din dreapta. Hai de la ăla. Alo. Mi-a zis băiatul cu autobuzul că a scos pistolul mai devreme în stradă. Ce se întâmplă? La ăsta. Suntem din Crugen. Și? Păi și din câte știu avem... Nu la ăla cu autobuzul, noi la ăsta GMC am scos. Așa. Numai AFK. Că știam că gen avem voie după anunțul ăla că s-a făcut... Aveți voie, dar când vedeți că sunt multe mașini și căcat, vă feriți și voi, nu stați păi să da, vă da, vadă toată lumea. De aia s-a băgat în spate la GMC. Da, ok. Nu mai ia feca băiatul și nu. Da? Salut, era unul cu Mustang sau ceva pe câmp acolo, sărea. Acum? Bă, nebun. Da, 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 mai de... De mordul le vede. What the fuck? Unde-i mă ăla? Ia stai să-mi activez blipsurile. E unul aici, a? A, noroc. M-auzi? Da. La ce mașină ai dat de vreme mai devreme? O mașină care am găsit în câmp și am venit cu ea până aici că mi-a... Am întrebat ce mașină? Nu știu exact cum se numește, avea un bot lung. Mustang? Și Mustang? Era destul de tunată, da, 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 cred că Mustang. Păi mai devreme te plimbai cu ea pe munții ăștia, pe aici, pe dealurile astea. Am, da. Păi și de ce faci chestia asta? De ce faci chestia asta? Ca să scurtezi drumul. Păi și ca să scurtezi drumul numai bine e tu normal ca să nu-ți primești urn? Ba da. Ok, mersi mult, te pup, ceau. Ceau. O să-ți dau urn unul din doi. Bine. Și ba, 24 de ore. Urn unul din doi. 24.
Da, ca să scurteze drumul, ca să ajungă el în hârtoapele astea. Să plimba cu Mustangul pe munți. E ce trebuie, ești nebun. Da? Salut, Leo. Te ascult. Deci știu că la mafiot ei n-au voie să jefuiască oamenii cu ID mare. Așa. Adică știu că ai zis să se evita, să evita. Noi, nici, se aplică și la noi, nu? La tine nu se aplică, bosurică, că tu n-ai ID atât de mare. Sunt alții care au ID aproape 60.000. Nu, 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 eu să-i jefuiesc pe ei. A, pe, depinde, depinde de ce ID ai și de astea. Da, poți să jefuiești și tu, poți să jefuiești și ei pe tine. Așa că veni, eu l-am lăsat să plece, n-am știut că... Mm-hmm. Ok, am... te pup, ceau. Și mai am o întrebare. Zi. Așa, deci... Dar mai repede că mai am 3 tichete, dacă vorbești în reluare plec. Eu mai am 200 om. Recrutările se fac pe anunțuri, acolo se anunță și după aia se face pe Discord toată treaba. Și sesiune când faci, că eu n-am fost... La fel se anunță pe Discord. Am înțeles, mi-am mers, te pup. Salut, te ascult. Alo? Salut, am intrat acum mult timp și am auzit că am schimbat cum să adunez și nu știu unde să adunez. Hades.simpligați.ro pe website. Ok, mersi, salut. Ai acolo și tutorial și tot ce vrei, te pup, ceau. Ok, ok. Salut, te ascult. Ce am deci am și o întrebare. Știi cum ai tu motorul ridicat gen la mașina lui Mihăiță? Așa. Am intrat pe un server din ăsta unde poți să stunezi tu mașini și de-astea și am așa. Văzut că poți să-l ridici gen doar așa la 45 de grade. Crezi că dacă aș dona să poți să... sau nu. Într-un fel să poți să-l ridici și mie ăsta? Nu. Că știu că e un livery. Este, sunt mai multe, dar nu. Nu, am înțeles. Te pupă. Hai, ceau. Da, e bine că mai are pulz. Cred da? Că... Uite, bă, să zic aici, făceau niște băieți roleplay. Pedicându-se și s-a lovit. Și a mai plecat unul, că era ăsta mor și... Dacă ai filmat, postează-i. Domnul medic își face treaba, are voie să facă roleplay aici, că na. Eu știu, știu că medicul are voie, dar mm-hmm. Zicem de băieți, că n-a. Ok. Ar trebui să își revină, domnul. Alo. Am și o întrebare pentru poliție, cum trebuie să facă neapărat aplicație pe Discord? Nu este cu aplicație pe Discord, să fac recrutările pe Discord, citești pe anunțuri când se fac recrutări și acolo vei afla ce ai de făcut. Ok, și mai am și o întrebare în legătură cu am și un cont de Discord, n-am intrat niciodată pe server și când mi-am luat 5M, când intram pe serverul tău, îmi dă că sunt pe blacklist și nu înțeleg de ce. Poate ai bani. Ok, și mi-am făcut unul nou, să știi, și pe ăsta vă că merge. Bravo ție. Ok, mersi, mă salut. Da. Yes. Păi da, mă, fraților, eu am să închei aici episodul, că e deja ora 12 și, na, închei și nu e frumos acolo. Mâine o să fac episod cu Mihăiță și sper să vă placă și sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Și când vine vorba de melodii, nu uitați să vă uitați pe Wikipedia sau pe site-uri ca lumea unde dau informații despre când a ieșit melodia, din ce album e sau alte nebunii, ca să nu vă primiți, ca să nu vă primiți urmări. Ok, v-am pupat, vă mulțumesc mult că mă urmăriți. O să urmeze și un vlog de ăsta cu mașina și de-astea, dar momentan încă mă obișnuiesc și eu cu mașina, să o conduc ok și nu mă simt că aș fi în stare să fac și vlog, să fiu atent și la vlog, să fiu și la trafic și la toate alea, așa că vă mai întârzia un pic pentru siguranța mea și a celor din jurul meu, cum ar veni să nu fiu atent la vlog, să închei să... fac eu vlog și să... Bine, oricum nu mă uit în cameră când îi conduce. Dar mă concentrez pe vorbit, pe povestit, pe cine știe ce și după aceea cine știe cum fac un accident, calc pe careva sau mai știe ce. Așa că de asta, nu a apărut încă car vlog pentru că încă mă obișnuiesc eu cu mașina, cu condusul și nu vreau să fiu un exemplu prost. Gen, bă, dar abia ai și permisul și iau, te-l poți, bagă episoade, bagă vloguri. Conduce haotic sau mai știu ce căcat, pentru că na. Prefer să mai conduc ceva timp până mă obișnuiesc mai mult cu mașina, cu dimensiunile mașinii, cum să iau curba mai bine, cu masă, bine, m-am obișnuit deja cât de cât. Dar vă dați seama, sunt începător, de-abia am luat permisul, nu vreau să fac cine știe ce căcat, nu vreau să risc să rămân fără permis, să lovesc pe cineva sau mai știu ce căcat. Vă dați seama că nu... Încerc să fiu și eu un șofer ok.
Vă dați seama. Și tocmai de asta nu vreau să mă risc acum să fac vloguri și să pățesc ceva sau să pățesc altcineva ceva. Pentru că fiind la început, vă dați seama că nu sunt eu un șofer bun ca să am controlul total, să fiu atent peste tot, să văd ce fac, să dreg, să mai fac și un vlog sau mai știu eu ce căcat. Și de asta. Vă mulțumesc mult tot, vă apreciez din suflet că mă urmăriți și că îmi dați like-uri și că vă abonați și toate cele. Și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat. Ciao, les.